Autogara din centrul municipiului Suceava va deveni amintire după ce autoritățile au luat, în urmă cu un an, decizia de a o muta pe strada Traian Voia. Îi vom întreba astăzi pe suceveni ce părere au despre această decizie și cum cred că îi va afecta ea în viitor. În urmă cu un an, autoritățile au luat decizia mutării autogării de aici, pe undeva pe strada Traian Voia, în oraș. Cum vi se pare decizia asta și credeți că îi va afecta pe suceveni? Va fi mai greu pentru ei să acceseze aici autogara în acel loc? Sigur că da, e departe de centrul populat al orașului și apoi aici se face o aglomerație și mai mare decât este acum, așa aș putea să fie. Aici se vor construi blocuri de locuințe, spații comerciale. Și oamenii au toți mașini și unde se parcheze într-un spațiu așa de restrâns. Da, pentru oamenii simpli care au nevoie să ajungă la autogară, va fi ceva mai greu să ajungă pe Traian Voia. Ce credeți? Sigur că mai greu. Depinde și de traseele microbuzelor care vor fi stabilite. Dar oricum... va îngreuna un pic pentru oameni... Nu va fi mai ușor pentru cei care se deplasează la autobuzele sau de transport în comun și sau în afara județului și în județ. Le va lua mai mult timp să ajungă acolo. Și timp și posibilități de a ajunge acolo când vin din zona Călticenului sau zona montană. Da. Lumea s-a obișnuit aici și cred că o să fie mai greu până ce te acomodează. Da. Și ar fi bine că ați fie tot aici. Așa credeți că ar trebui să rămână în zona asta? Ar trebui să rămână aici. E o prostie asta. Adică nu-i lumea aici autogară. Eu sunt bătrân de 70 de ani. N-ar trebui să fac așa ceva. N-are unde să fac un bloc decât aici la autogară. Credeți că va fi mai greu pentru oameni să se ducă până acolo? Păi unii am auzit că la garaj. Ce se vede acolo? Vine oameni cu bagaje, pleacă în toate părțile. Da. Va îngreuna un pic? Sigur. Mult, nu un pic. Autoritățile au luat decizia de a muta autogara de aici, în zona Traian Voia. Cum credeți că va fi? Nu e bună. De ce? Aici în centru, aici vin în toate părțile, pot să vin aici, oamenii se duc din toate direcțiile. E mai complicat acolo pentru oameni? Da, mult mai complicat. Eu, de fapt, nu sunt navetistă, vin la anumite ocazii sau cu treburi în oraș, dar pentru mine nu știu ce să spun. Cred că mi-ar fi mai greu, că sunt după vârstă, dar în rest, ce spune și populația, navetiști, elevi. Va fi mai greu pentru ei să deplaseze tocmai acolo sau cum credeți că va fi? Nu pot să-mi dau seama, dar mă gândesc că să nu fie cumva, mă, că aici e centru, știți? Cum e? Acolo mai departe ca aici. E peste mână, e nașpa. Mai degrabă. Aici lumea e învățată. E va fi mai greu oamenilor să ajungă acolo? Să... Da, alții nu știu. Știu că e aici. Da. Aici e problema autorităților, nu era a sacădătorilor. Se poate și mai bine. Dar pentru oamenii care erau obișnuiți aici în centru, cum va fi? Mai greu, mai ușor? Da, o să fie mai greu, că o să ne acomodăm. Aici era mai simplu. Pentru noi ăștia de la țară, ești la oraș. Mai greu, că e mai complicat acolo de ajunge. E circulație mare, mai ales lumea de la țară, mai bătrâni, să umble prin circulația aceea și nici n-ai un mijloc transport, așa să zici, în comun, să oprească acolo, aproape, tocmai la Denis. La Denis, mai departe și-o și la autogară. Aici, pe Traian Voia, adică undeva unui garaj, auto, acolo undeva. Acolo, da. Am crezut că în partea cealaltă, unii este acum. Nu, aici, pe Traian Voia, da. Dar oricum, cum va fi pentru oameni? Decizia asta cum vi se pare? Nu este că pentru lumea care merge cu autobuzul de la țară e mai greu. Mai greu, bănuiesc eu, nu știu, n-am făcut mersul ăsta ca să știu. Pentru oricine care trebuie să ajungă la autogară va fi din centru, din zona centrală? E mai greu. Dar așa aici e foarte aglomerat. Așa acum, este. Și asta e adevărat. Fiecare face...
cum poate. Și cum hotărăsc autoritățile, nu noi. Nu, nu este o decizie bună. Eu cred că ar fi ok să rămâi aici tot cum a fost până în prezent. Credeți că îi va afecta pe oameni, cei care circulă cu autobuzele în mod normal și care vin de departe? Da, care... bineînțeles că da, oricum. Deci eu cred că ar fi mai bine să rămân tot așa cum a fost. Autoritățile de Suceava au luat decizia de a muta autogara de aici, tocmai pe Traian Voia, undeva în zona. Și vreau să vă întrebăm, cum vi se pare decizia asta? E bună? Nu e bună, pe sigur că nu e bună. Eu vin tocmai de la Solca, nu? Dacă am de mers înapoi, trebuie să mă duc până acolo. Cu ce să-mi circul? Și așa greu la noi, mai ales la Solca, dacă vrei să mergi până la Rădăuț, n-ai cu și meri. Toate autobuzele le-au spus, Suceava care mai circulă, restul nimic n-ai cu ce. Deci credeți că e o decizie care va îngreuna viața oamenilor? Păi da, și normal, sigur că da. Care eu am să vă spun un singur lucru. Cărțile sunt făcute. Pentru cine străfocăm noi, oricum aici se va construi ce vor ei și acolo. Dar să se gândească că sunt oameni sub nivelul existenței care sunt aici. Eu, spre exemplu, foarte rar merg cu un maxi-taxi. Asta e adevărat. Dar eu îmi pun întrebarea, omul care este localnic aici, autogara asta, de când o știu eu, din 69, 70, nu știu când, de când e aici, ca să fie mutat acolo, oamenii nu au posibilitate cu ce să ajungă acolo. Nu au. Că ăsta este adevărul. Că fiecare, nu știu, acolo... Le va lua și timp și bani să ajungă acolo, în nu? În primul rând, este vorba de bani, domnule. Pensiile sunt mizerabile. Oamenii sunt super, super de necăjiți. Eu îmi pun întrebarea, dar cărțile sunt făcute, credeți că ascultă pe cineva? Eu nu cred. Aici e mai bine, corect. E mai corect aici. Da. Păi în centru și toată lumea vine din împrejurim. Asta e părerea mea. Conducerea primăriei Suceava a luat decizia mutării autogării de aici pe strada Traian Voia, undeva în zona industrială. Nu vreau ca să se mute, că baba nu poate merge. Că e bolnavă de picioare umflată, dar la doctor trebuie să meargă aici la control, să iei tratamentul și... Vrem aici să fim, dacă așa cum putem de un picior, dar trebuie de mersire. Dacă n-am mine, am eu stă la fotbal, la cimitir. Va fi mult mai greu acolo să mergeți, să ajungeți acolo, nu? Foarte da, greu. Da, tare greu la noi. Nu-i deloc bună. Aici sunt medici, aici spitalul. Doar vii aici, nu? Și de aici trebuie să îți iei ceva, cumperi, ai bagaj. Iei bagajul și te duci la Traian Voia. Da. Este chiar foarte... nu e ceva logic. Și ce dacă... Și cheltuială și transport până acolo, nu? Și normal. Da, acum... Da. Atâția ani au fost aici, acum ce deranjează pe primar? Eu nici nu știu, că dacă nu sunt în zonă, nu știu locul aici și nu știu cum i-ar afecta pe oameni. Da, e aici, e departe. Aici ar fi cam mai în centru. Deci aici ar fi cel mai bine. Convenabil, da. Da, asta ce credeți? Va fi mai greu pentru oamenii care foarte vin la autogară? Foarte greu mi-ar fi să ajung la vârsta mea până acolo. De aici, la casa de pensii, merg pe jos. Dar până acolo să mai merg 3 km, nu cred că este corect. Cum s-ar zice. Și mai plătit și un mijloc de transport? Da, păi am plătit în colul, că nu știam unii casa de pensie și am plătit. Dar înapoi am venit când mi-a spus Dumnezeu pe doamna în cale și haideți că vă aduc. Dar e aproape aici, păcat ar fi. Toată lumea știe ce ar fi păcat. Așa.